Află cum să tratezi ciuperca piciorului cu bicarbonat de sodiu. Această problemă apare la persoanele care au o igienă precară în această zonă sau în cazul sportivilor, a celor care poartă încălțăminte ocluzivă care nu permite o aerisire a pielii. Ciuperca piciorului mai apare și la persoanele cu un sistem imunitar precar, la diabetici, la cei infectați cu HIV, precum și la vârstnici. Au o circulație deficitară în aceste zone. 1. Se recomandă pudrarea picioarelor după duș cu bicarbonat de sodiu. Acesta va absorbi umiditatea și va omorî ciupercile care deranjează atât de tare. 2. Se mai poate prepara o pastă din bicarbonat amestecat cu apă, cu care se vor unge locurile bolnave. Se lasă mixtura să acționeze aproximativ 15 minute, apoi se clătește cu apă și se șterg cu grijă picioarele, mai ales între degete, fiindcă în special acolo le place ciupercilor să se ascundă. 3. Într-un vas mai încăpător se combină apă caldă cu oțet de mere. În cantități egale se adaugă apoi 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Se fac băi de picioare cu această soluție timp de 20 de minute, după care se tamponează cu un prosop curat, mai ales între degetele picioarelor. Tratamentul durează 2 săptămâni. 4. Se amestecă o lingură de bicarbonat de sodiu cu o jumătate de lingură de acid boric sau borax de la farmacie și cu o lingură de apă călduță. Cu pasta omogenă rezultată, se curăță zona afectată, se lasă să acționeze câteva minute, apoi se clătește piciorul și se usucă foarte bine. Se repetă tratamentul cel puțin o săptămână, o dată pe zi. Acțiunea antiseptică a bicarbonatului de sodiu va fi și mai puternică dacă se combină cu plante și mirodenii apte să distrugă agenții patogeni. Pe primele locuri în această privință se situează cuișoarele, oregano, rozmarinul și cimbrul.